Binecuvântat să fie Domnul, Creatorul și Mântuitorul nostru. Începând cu lecția aceasta, intrăm într-o nouă tematică de studiu biblic intitulată Cateheză despre căsătorie. Aceste lecții sunt potrivite pentru toate familiile. Ele ar fi cele mai oportune pentru cei ce urmează să se căsătorească. Dar aproape în egală măsură și pentru părinții care au copii la vârsta aceasta și, în general, pentru toți cei în care încă suntem familiști, dar nu sunt excluși nici cei care nu sunt familiști, de exemplu văduvele, care au o îndatorire sfântă potrivit Scripturilor să învețe pe cele mai tinere să știe cum să se comporte în familie. Învățătura biblică, la care se adaugă experiența vieții prin care am certificat în mod personal cele scrise, poate să fie de folos atât celor în cauză cât și altora așadar. Domnul să ne dea îndurare în această lucrare. Familia aparține ordinii divine, dar din punct de vedere biblic ea este inseparabilă de legământul căsătoriei. Familia fiind entitatea suport a umanității, fără de care evident că umanitatea s-ar stopa și am asistat la o ultimă generație. În ideea aceasta, astăzi vom avea o primă lecție intitulată Familia în gândirea creștină, pentru a observa câteva date introductive și de ordin general, privind într-o primă parte la istoria familială biblică și într-o a doua la câteva aspecte de legislație și principii biblice de ordin familial. În Scripturi, începând cu Genesa, ni se vorbește despre familie, apoi în scrierul lui Moise, deci în lege, sunt mai multe reglementări cu privire la viața de familie, în mod special pentru soți, dar și pentru copii sau relațiile dintre ei. Apoi, în cărțile de înțelepciune există învățături foarte binevenite pentru practica vieții de familie. Profeții, fie în mod simbolic, fie direct, se adresează familiei. Apoi Domnul Iisus Hristos a fost cel care a vorbit despre viața de familie, punând bazele conceptului nou testamental și la rândul lor apostolii au scris și ei, chiar dacă în puține rânduri, însă există în mod special în scrierile apostolului Pavel sfaturi cu privire la viața de familie. Să privim așadar mai întâi la puțină istorie familială biblică. Putem distinge patru etape. Prima, familia în Eden. O perioadă, cred, foarte scurtă, când în condiții unice și irepetabile, Dumnezeu a creat o familie heterosexuală, ceea ce înseamnă un bărbat și o femeie, și monogamă, un singur bărbat, o singură femeie. Scriptura ne spune în Cartea Genesa, capitolul 2, versetul 7, Dumnezeu a făcut pe om din țărâna pământului, a suflat în năr suflare de viață și omul s-a făcut astfel un suflet viu. Aici avem de-a face cu Adam, bărbatul cel întâi creat. Apoi, în versetul 18, este proiectul divin pentru un ajutor potrivit, ceea ce s-a și realizat de la versetul 21, avem notat felul în care Dumnezeu a creat femeia pe Eva, a luat una din coastele lui Adam, a închis carne la locul ei, din coasta pe care o luase din om, Dumnezeu a făcut o femeie și a adus-o la om. Ceva ce nu s-a mai repetat, pentru că de atunci Dumnezeu a rânduit ca din cei doi să se nască miliardele de oameni care au trăit pe pământ. Doar imaginația și eventual vreo
reflexia credinței cuiva în funcție de descoperirea divină ne-ar putea da câteva detalii despre cum a fost viața în Eden. Repet, nu știm cât au stat cei doi în fericire. Despre viața lor de familie este scris doar de la versetul 23 la 25. Când Adam a declarat, iată în sfârșit aceea care e os din oasele mele, carne din carnea mea, se va numi femeie pentru că a fost luată din om. Mai scrie aici că erau amândoi și trăiau într-o stare ce nu s-a mai repetat după căderea în păcat. A urmat a doua perioadă, ne referim în prim plan la familie, în felul în care a gândit-o Dumnezeu așadar. Familiile patriarhilor. O perioadă de mai bine de 2000 de ani, în care Dumnezeu s-a raportat la oameni privind la familie. Aici s-a desfășurat în general și cultul, adică viața religioasă. Scriptura ne prezintă date despre familia lui Avram, Isaac și Iacov, pe lângă alții, Noe sau Enoch. Însă despre acești trei avem date mai detailate. Ei n-au constituit familii desăvârșite. De exemplu, a fost o poligamie de context, în sensul că Avram, datorită unor neînțelegeri și neașteptări a voii lui Dumnezeu, a luat pentru o vreme pe Agar. Isaac n-a avut decât o soție, dar Iacov, cum știți, fiind înșelat de Laban, apoi la propunerea soțiilor lui, a avut mai multe soții. Însă, privind la ei, putem să vedem cum Dumnezeu a vrut să separe familia în planul său de restul lumii aflate sub influența diavolului. Din Genesa 12 la 50 vedem cum Dumnezeu ia pe Avram și apoi se dezvoltă familiile urmașilor săi într-un mod separat de societatea foarte idolatră și imorală din vremea aceea. De la ei putem să învățăm câteva principii, însă, repet, nu toate sunt de urmat. Ei n-au fost familii desăvârșite. Au avut însă câteva principii bune, cum ar fi căsătoria pe criterii religioase. Avram, cred, sub călăuzirea Domnului, l-a însărcinat pe mai marele slujilor sale, administratorul averii sale, să-i aducă o soție dintre rudenii. Neavând libertatea să ia o soție din afara celor care aveau aceeași religie. Isaac, la rândul lui, îl trimite în înțelegere cu Rebeca pe Iacov la rudele sale pentru a se căsători. Aici se vede diferența dintre cei ce au respectat aceste principii și cei ce nu le-au respectat. Esau le-a încălcat și a luat soții cananite și a căzut. Acest principiu este valabil și mai târziu în perioada Israelului sau a Bisericii Nou Testamentale, când cei credincioși trebuie să se căsătorească doar în interiorul poporului Dumnezeu. În cazul patriarhilor, Dumnezeu avea în vedere spița mesianică, de aceea trebuia, pe de o parte, păstrată sămânța curată și pe de alta, revelația și făgăduințele. Toate au fost oferite de Dumnezeu și păstrate la nivelul familiilor care s-au separat și păstrat într-o identitate distinctă față de lumea păcătoasă din jur. A urmat, începând cu perioada Exodului și formarea și independența poporului Israel, familia în poporul evreu. Aici, căsătoria era considerată o poruncă divină. Unii rabini
afirmau că dacă un băiat sau o fată trece de vremea căsătoriei și nu se inițiază acest act al poruncii divine, este încălcată voia lui Dumnezeu. Căsătoriile erau organizate sub auspiciile părinților. La vârste foarte fragede, fetele de la 12 ani, băieții de la 15-16 ani, cu operatul de logodnă, cu nunți în felul lor. Nici în Israel familiile n-au fost desăvârșite în toate punctele de vedere. Totuși, legea lui Moise limita posibilitățile de căsătorie și de divorț. Astfel, avem scris în Exod 34, în Deuteronom 7, interzicerea de a lua fete din afara poporului Israel. Ba chiar mai mult, se recomanda căsătoria în interiorul seminției, datorită moștenirilor, care trebuiau păstrate pentru fiecare trib. Apoi, în Levitic 20, avem interzicerea unor căsătorii incestuoase, căsătoria cu rude prea apropiate, sau pe un fond imoral legat de relațiile de rudenie, așa cum se practica în Canaan. Iar în cartea Deuteronom, capitolele 22 și 24, avem alte reglementări, pentru ca nu cumva să se producă o degradare totală a familiei și astfel societatea să degenereze. Citim, de exemplu, din Deuteronom 22, de la versetul 13, despre interzicerea curviilor, apoi pedeapsa pentru preacurvie. De exemplu, dacă un tânăr necinstea o fecioară, era obligat să o ia de nevastă și nu avea voie să divorțeze de ea toată viața. De asemenea, dacă o acuza că n-a găsit o fecioară și lucrul acesta se dovedea a fi o minciună, nu avea nici în acest caz dreptul să mai divorțeze de ea toată viața. Iar dacă erau prinși doi oameni, în orice situație ar fi fost, căsătoriți sau necăsătoriți, că în mod deliberat comit păcatul adulterului, era omorât cu pietre. Excepție situațiile în care, de regulă, o fată, fiind în afara unei localități, nu putea să se apere. Situație în care era pedeapsa doar pentru cel vinovat. Apoi, în capitolul 24, avem mențiuni despre posibilitățile de divorț. Atunci era permis, cu o îngrădire, dacă un soț divorța de soția lui și ulterior ar fi părut rău și ar fi vrut să revină asupra acestei decizii, nu mai putea. Era tot o promovare a păstrării relației între soț și soție. Însă, așa cum știți, Domnul a afirmat în Noul Testament că aceste derogări nu au fost niciodată intenția lui Dumnezeu. El urăște despărțirea în căsătorie. Au fost doar anumite limitări ca situația să nu denatureze în mod total. În perioada Vechiului Testament, la evrei și chiar la poporul din jur, dar noi vorbim în special de poporul evreu, existau trei tipuri de căsătorii. Prima, căsătorie între oameni liberi, când împreună cu părinții decideau cu cine se căsătorește și zădeau acceptul. Un al doilea tip de căsătorie era între sclavi. De exemplu, în cartea Exod, capitolul 21, scrie de la versetul 3, dacă un evreu se vindea la un altul, după 7 ani trebuia să fie liber. Era anul iertării datoriilor. Dacă a intrat singur, să iasă singur. Dacă era însurat, să iasă și nevasta împreună cu el. Dacă stăpânul lui a dat o nevastă și a avut fii și fiice cu ea, nevasta și copiii să fie a stăpânului, iar el să iasă singur.
Iar dacă vrea să rămână cu soția și copiii lui, trebuia să rămână rob pentru toată viața la acest stăpân. Și mai exista a treilea tip de căsătorie, leviratul, conform Deuteronom 25, când un soț murea la tinerețe, dacă avea frați în ordine, așa cum spuneau saducheii, o întâmplare care nu știm cât de real a fost, trebuia să se căsătorească cu văduva fratelui mai mare. Citesc aici versetul 6, întâiul născut, care îl va naște să moștenească pe fratele cel mort și să-i poarte numele, pentru ca numele acesta să nu fie șters din Israel. Însă exista posibilitatea, scrie în versetele următoare, ca omul să refuze, caz în care suporta o rușine de moment și o învinuire pentru perioada următoare a vieții lui. O a patra perioadă este familia în biserică, ultimii 2000 de ani de istorie. Aici coordonatele vieții de familie revin la programul inițial, adică la Genesa. Domnul spunea, Matei capitolul 19, fiind întrebat de cei din vremea sa, citesc de la versetul 4, drept răspuns, el le-a zis, oare n-a știut că zidorul de la început i-a făcut parte bărbătească și parte femeiască? Și a zis, de aceea va lăsa unul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevastă sa. Și cei doi vor fi un singur trup. Așa că nu mai sunt doi, ci un singur trup. Deci, ce a împreunat Dumnezeu, omul să nu despartă. Acest adevăr trebuia înțeles din Genesa. Dar fiindcă oamenii i-au dat o altă orientare, Domnul a fost nevoit să accentueze situația în care i-au făcut referire la legea lui Moise, la ceea ce v-am amintit întreagăt până acum. Pentru ce, dar i-au zis ei, a poruncit Moise ca bărbatul să dea nevestei o carte de spărțire și să o lase. Iisus le-a răspuns, explicându-le, din pricina împietririi inimii voastre a îngăduit Moise să vă lăsați nevestele, dar de la început n-a fost așa. În 1 Corinteni, capitolul 7, Apostolul Pavel explică în situația socială a credincioșilor cum trebuie să se procedeze. Acum nu avem de-a face cu un popor special, cu acele trei tipuri de căsătorie de care am vorbit. Acum se disting alte două tipuri de căsătorie. Căsătorie între credincioși și căsătoria cu un necredincios. Evident, cel de-al doilea caz, doar în situația în care unul din cei doi s-a convertit după ce era căsătorit. Apostolul Pavel explică aici, dând răspuns și el unor întrebări. Când scrie de la versetul 1, cu privire la lucrurile despre care mi-a scris și dă câteva sfaturi cum să se comporte cei doi, să își îndeplinească fiecare misiunea lui, să trăiască în bună înțelegere. Apoi, versetul 10, celor căsătoriți le poruncesc, nu eu, ci Domnul, făcând referire la ceea ce a zis Dumnezeu. Iată că el nu mai putea ca Moise, din pricina împietririi oamenilor, să dea o derogare. Venise adevărul prin Domnul Iisus și el trebuia păstrat. Apoi, zice de la versetul 13, și dacă o femeie are un bărbat necredincios, situația de care vă vorbeam, și el credincios să-și ducă viața mai departe, dar dacă cel necredincios nu vrea să trăiască împreună cu el, în situația aceasta, cel credincios nu trebuie să trăiască sub condamnarea că este vinovat. Asta în cazul în care el nu este de vină, dar în condiții normale un credincios trebuie să fie mai bun decât un necredincios. Asta înseamnă că cel necredincios l-ar lăsa poate pe motivul că s-a pocăit sau că a căzut pradă vreunei alte relații și se desprinde din viața de familie. Cel credincios însă trebuie să fie credincios și din punct de vedere al fidelității, nu doar al religiei.
să fie creștin. Aici, în cadrul familiei, în istoria bisericii, trebuie să înțelegem că familia și biserica se împletesc până la substituire, pentru că amândouă trebuie să aducă la îndeplinire planul lui Dumnezeu pentru umanitate. Vreau să vă citesc din Efeseni, capitolele 4 și 5, pentru a vedea că scopul bisericii este și scopul familiei. Ce urmărește biserica aici? Trebuie să urmărească familiștii acasă. Iată ce scrie despre biserică mai întâi, Efeseni 4 cu 11. Domnul a dat diferiți slujitori, în familie a dat un tată și o mamă. Scopul, versetul 12, pentru desăvârșirea sfinților. În vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului Hristos, până vom ajunge toți la unirea credinței și a cunoștinței Fiului Dumnezeu la starea de om mare. Deci ce menire are biserica? Să crească oameni mari după chipul și asemănarea lui Dumnezeu prin Domnul Hristos. Zice în continuare aici, ca să nu mai fim copii plutind încoace și încolo, ci credincioși adevărului să creștem în dragoste în toate privințele. Voi reveni asupra acestui aspect. Capitolul 5 ne prezintă ce rol au soții, bărbatul și femeia. Citesc la versetul 22. Nevestelor, fi supuse bărbaților voștri ca Domnului. Deci iată, cum felul în care te comporți în biserică trebuie să fie sub aceeași idee atitudinea de acasă. La bărbați situația e mai evidentă când zice în versetul 25, iubiți-vă nevestele cum a iubit și Hristos biserica, s-a dat pe sine pentru ea, ca să o sfințească după ce a curățit-o prin botezul cu apă, prin cuvânt. Deci ce rol are bărbatul? Să sfințească nevasta, să o mântuiască. Exact ceea ce se urmărește și la nivel de biserică. De aceea zice aici în versetul 32, taina aceasta este mare. Comparația dintre Hristos și biserică este valabilă în relația între soț și soție, tocmai fiindcă se urmărește același scop. Ba mai mult decât atât. Spune Scriptura în 1 Timotei, capitolul 5, chiar și referitor la cei necăsătoriți, să se comporte cu fetele din adunare exact cum se comportă acasă cu surorile lor de trup. Să se comporte cu cei bătrâni și cu văduvele cum se comportă cu mamele și cu bunicile lor. Iată cuvintele apostolului. Nu mustra cu aspremi pe un bătrân, ci sfătuiește-l ca pe un tată, pe tine sfătuiește ca pe niște frați. Deci frații în Domnul sunt echivalenți cu frații în trup. Pe femeile tinere ca pe niște mame, pe cele tinere ca pe niște surori, cu toată curăția. Și tot aici scrie în versetul 16, că cele care au rămas văduve și nu are cine să le întrețină dintre urmașii lor, poate n-au avut copii sau au decedat, sunt în sarcina bisericii, tocmai pe acest principiu. Să le poată veni în ajutor celor care sunt cu adevărat văduve. Iată de ce între familie și biserică ar trebui să fie o înțelegere foarte bună. Și fiecare biserică să se, prin conducere și prin membrii, să se intereseze de familii și familiile de celelalte familii și fiecare familie să se simtă bine în cadrul adunării, că scopurile noastre sunt aceleași. Ce vrea Dumnezeu să realizeze din biserică, vrea să realizeze și la nivelul familiilor. Doamne, ajută-ne să ne ajutăm! Pentru că astfel să avem și familii bune și o biserică sănătoasă. Am amintit așadar aceste etape în istoria familiei. În Eden, în modelul patriarhal, în cel evreiesc și apoi în cel creștin. Să privim acum la puțină legislație și câteva principii biblice referitoare la viața de familie.
E foarte important să reafirmăm aceste adevăruri, fiindcă în vremea noastră încearcă mulți, e o filozofie întreagă și legislație, încet, încet să distrugă ceea ce Dumnezeu a rânduit să fie familia. Să se pună la îndoială adevărurile sfinte, să pară demodate. Eu v-am amintit încă de la început că, și potrivit Scripturilor, familia nu poate fi separată de legământul căsătoriei. De aceea, mai întâi, afirm că familia este un legământ sub semnătură divină. Ea are un statut care a fost conceput de Dumnezeu și nu poate fi amendat de noi oamenii, chiar dacă situațiile ar impune-o. Mă refer că în cazul vreunei familii sau unei adunări sau societăți, lucrurile ar fi denaturate. Amintiți-vă de vremea lui Ezra, când evreii se încuscâseră cu popoare străine și acest om al lui Dumnezeu a venit și când a pus adevărul biblic între ei, că el își pusese în minte să aprofundeze, asta ne propunem și noi în săptămânile acestea, a făcut o adunare generală cu toți evreii, situație descrisă în Ezra capitolul 10, și s-au îndatorat să își alunge femeile străine, pentru ca familia să revină la ceea ce Dumnezeu a vrut. Dacă Ezra n-ar fi făcut acea reformă, a fost evident acolo mâna Domnului, ar mai fi găsit Domnul Iisus la venirea Lui un popor separat, s-ar mai fi împlinit făgăduințele în felul în care le-a dat Dumnezeu? La fel și noi, dacă ne vom păstra în orânduirea divină, vom avea parte de îndurarea Domnului. Dacă nu, așa ca Esau sau ca alții, ne pierdem. Doamne, îndură-te de noi! Deci, în primul rând, familia este un legământ și, din punct de vedere biblic, legământul este inițiat de o parte, de regulă de partea suverană, de partea mai mare. Dar el este o ofertă în favoarea celelalte părți. Are ca obiect fericirea celelalte părți, în cazul familiei, a celelalte persoane. De aceea noi trebuie să ținem cont de modelul legământului Dumnezeu cu poporul Său. Vă voi da acum câteva citate, mai întâi Genesa 15, pentru a vedea că în toate aceste situații, fiind vorba de legământ, cel ce inițiază această formă de relaționare, o face de dragul celelalte părți, în favoarea ei. În Genesa 15, versetul 18, îl întâlnim pe Dumnezeu care se prezintă la Avram, face un legământ cu el după felul în care se cheiau actele în vremea aceea și zice aici: Domnul a făcut un legământ cu Avram și i-a zis: seminței tale voi da țara aceasta, de la râul Egiptului până la râul cel mare Eufrat. Cu ce era dator Dumnezeu să-i dea lui Avram țara? Cu nimic. A fost bună voia lui să-i facă această ofertă de binecuvântare lui Avram. Avram putea să accepte sau să refuze. El a acceptat, a intrat în legământ cu Dumnezeu și de atunci tot ce face Dumnezeu și cu privire la noi are de a face cu legământul încheiat de Dumnezeu cu Avram. Pentru că odată intrat într-un legământ, Dumnezeu nu s-a mai retras, nu se putea retrage. El nu minte, nu se schimbă și conceptul de legământ nu permite revenirea asupra celor decise. De aceea, când peste sute de ani evreii au ajuns în robie egipteană, spune Scriptura în Exod capitolul 2, Dumnezeu s-a hotărât să-i elibereze. De ce? Fiindcă avea cu ei un legământ. Iată ce citim în capitolul 2, versetul 24. Dumnezeu a auzit gemetele lor și și-a adus aminte de legământul făcut cu Avram, Isaac și Iacov. Și el trebuia respectat. Tot în ideea aceasta,
Într-un mod foarte categoric, citim din Cartea Levitic, capitolul 26, unde Dumnezeu vorbește cum în cunoașterea Lui știa că evreii se vor îndepărta și nu vor fi statornici. Cum se observa adesea și în umanitatea zilor noastre. Și Dumnezeu a zis aici, Levitic 26 cu versetul 9, mai întâi vorbește despre starea lor bună. Eu mă voi întoarce spre voi, vă voi face să creșteți, vă voi mulți, îmi voi ține legământul meu cu voi. Dar dacă ei se schimbă și devin răi, vă citesc tot de aici, de la versetul 14. Dar dacă nu mă veți asculta și nu veți împlini toate aceste porunci, dacă ne socotiți legile mele și dacă sufletul vostru urăște rânduielile mele, așa încât să nu împliniți toate poruncile mele și să rupeți legământul meu, asta de partea lor, iată ce voi face atunci. Și spun în continuare ce pedepse așteaptă. Dar citim în continuare de la versetul 44. Dar și când vor fi în țara vrăjmașilor lor, nu îi voi lepăda de tot și nu îi voi urî. Important cuvântul ăsta. Până acolo încât să-i nimicesc de tot și să rup legământul meu cu ei, căci eu sunt Domnul Dumnezeul lor. Deci orice ar face, spus Dumnezeu, nu voi rupe legământul. Iar în cartea profetului Ezechiel avem o descriere post-factum, când după sute de ani Dumnezeu a fost nevoit să-i alunge din țară, să-i pedepsească și le reamintește toată istoria lor bazată pe legământ. Ezechiel 16, deci pe acel legământ din Genesa, 16 cu 8. Aici Israel este descrisă ca și o fată părăsită, abandonată imediat după naștere. Când am trecut eu pe lângă tine, m-am uitat la tine și iată că-ți venise vremea, vremea dragostelor. Ți-am jurat credință, am făcut legământ cu tine, zice Domnul Dumnezeu, și ai fost a mea. Apoi descrie cum a ajuns în împărăteas, dar l-a uitat pe împărat, s-a dedat imoralității și citim în finalul capitolului de la versetul 59. Ce urma să facă Dumnezeu? Și vreau prin asta să înțelegeți ce valoare are un legământ. Căci așa vorbește Domnul Dumnezeu, îți voi face întocmai cum ai făcut și tu, care ne-ai socotit jurământul rupând legământul. Dar îmi voi aduce aminte de legământul meu făcut cu tine, în vremea tinereții tale, și voi face cu tine un legământ veșnic. Atunci îți vei aduce aminte de purtarea ta, te vei rușina când vei primi la tine pe surorile tale mai mari, era vorba de semințiile lui Israel, versetul 32, voi face legământul meu cu tine și vei ști că eu sunt Domnul. Ca să-ți aduci aminte de trecut și să roșești și să nu mai deschizi gura de rușine, când îți voi ierta tot ce ai făcut, zice Domnul Dumnezeu. Bun este Domnul, slăvit să-i fie numele. Vreau să vă dau exemplu unor oameni care, intrând în legământ, se constituie și ei în exemple pentru noi. Cartea Rut, capitolul 1, ne prezintă o noră și o soacră. Aici Orpa, la o primă propunere, s-a retras și a rămas în țara ei. Dar Rut a zis, citesc versetele 16 la 18, nu sta de mine să te las, mă întorc de la tine, încotro vei merge tu, voi merge și eu, unde vei locui tu, voi locui și eu, poporul tău va fi poporul meu și Dumnezeul tău va fi Dumnezeul meu. Sesizați că toate sunt în favoarea Naomi? Pentru că acest legământ a fost inițiat de Rut. Unde vei muri tu, voi muri și eu, voi fi îngropat acolo. Facă în Domnul ce o vrea, adică n-am pretenții. Dar nimic nu mă va despărți de tine decât moartea. Naomi, văzând-o hotărâtă să meargă, n-a mai stăruit. Și, așa cum scrie în capitolul următoare, a îngrijit de soacra ei, a fost lângă ea.
Un alt exemplu este în 1 Samuel 18, când Ionatan se leagă prin legământ de David, el fiind cel care inițiază legământul, fiind cel mai mare. De aceea, în concept biblic, bărbatul, fiind socotit în ordinea creației cel din tâi, trebuie să inițieze legământul și să se ofere soției lui cu această angajare totală. David sfârșise de vorbit cu Saul și de atunci sufletul lui Ionatan s-a lipit de sufletul lui David și Ionatan l-a iubit ca pe sufletul din el. Versetul 3. Ionatan a făcut legământ cu David pentru că îl iubea ca pe sufletul lui. A scos mantaua pe care o purta ca să o dea lui David și i-a dat hainele sale, chiar sabia, arcul și încingătoarea. I-a cerut ceva în schimb? Cu siguranță David a putut să ofere și el. Dar mai întâi Ionatan i-a dat tot ce avea. Și mai târziu, fiind vorba de tron, i-a spus că el dă și pe acela. Și el se va mulțumi cu locul secund. Și a întărit și mai mult dragostea față de el. Din aceste exemple și alte referințe care vi le ofer, rezultă foarte clar că natura legământului este dragostea necondiționată. Nu în zadar la căsătorie, cei doi sunt întrebați numai dacă se iubesc. Și dacă vor rămâne împreună toată viața. Dar acestea sunt inseparabile. Un legământ încheiat în dragoste este în mod natural pentru o viață. De aceea Dumnezeu striga prin profetul Maleahi. Capitolul 2. Ne aflăm din punct de vedere istoric în secolul 5 înaintea noastre, când din nou evreii începuseră să decadă. Maleahi 2 cu 10 în continuare. N-avem toți un singur tată, nu ne-a făcut un singur Dumnezeu pentru ce, dar suntem așa de necredincioși unul față de altul, pângărind astfel legământul părinților noștri. Deci acuzația principală este ruperea legământului, neînțelegerea acestui act divin. Iuda s-a arătat necredincioși și în Iuda și la Ierusalim s-a săvârșit o urăciune, fiindcă Iuda a spurcat ce este închinat Domnului și iubește Domnul, s-a unit cu fiica unui Dumnezeu străin. Continui să citesc de la versetul 14. Domnul este martor între tine și nevasta în tinerețea ta, care acum nu ești credincios, măcar că este tovarășa și nevasta o care ai încheiat legământ. Nu ne-a dat unul singur Dumnezeu suflare de viață și ne-a păstrat-o? Și ce cerea cel unul singur? Sămânță dumnezeiască. Iată o referire și la principiul căsătoriei în interiorul națiunii sfinte. Luați seama, dar în mintea voastră și niciunul să nu fie necredincios de veste intereția lui, căci eu urăsc despărțirea în căsătorie, ce Domnul. În Noul Testament, privind, ideea dragostei rezultă într-un mod foarte clar. Vă citesc din Efeseni 5. Și poate vă întrebați de ce, în prim plan, dragostea e cerută bărbatului. Fiindcă el inițiază legământul. Și orice bărbat care se angajează în iubire față de soția lui, nu trebuie în mod neapărat să aștepte. El trebuie să ofere. Soții, la rândul lor, au un angajament de pocăință. Și asta se va reflecta și în viața de familie. Spune Scriptura aici, Efeseni capitolul 5, de la versetul 25, bărbaților, iubiți-vă nevestele cum a iubit Hristos biserica și a dat pe sine pentru ea. Foarte clar angajamentul Domnului, pe când nu eram încă păcătoși, dar în statornicie lucrează la mântuirea bisericii, ceea ce obligă și soțul prin legământul căsătoriei. Soția, acceptând și ea legământul dacă este credincioasă, trebuie să rămână și ea fidelă. Așa cum spune apostolul Petru, în 1-a sa epistolă, capitolul 3, versetul 1, aici, în general, situația este valabilă pentru familiile mixte. Tot astfel, nevestelor, fiți supuse și voi bărbaților voștri, pentru că dacă unii nu ascultă cuvântul, să fie câștigați fără cuvânt prin purtarea nevestelor lor. Iată cum o soție, odată intrată în legământ, trebuie să se sacrifice pentru celălalt. Am fost întrebat undeva, dacă nu cumva
referitor la spusele Domnului, deci ce a împreunat Dumnezeu omul să nu despartă, s-ar putea înțelege că în cazul unei familii pe care n-a unit-o Domnul, vreunul din cei doi ar avea dreptul să iasă din legământ. În concept biblic, potrivit cu ceea ce vă prezint astăzi, sub nicio formă. Și vă dau ca exemplu, fără să mai citesc, cunoașteți relatarea biblică, Iosua 9. Evreii au intrat prin Iosua și căpetenii în legământ cu gabaoniții. A fost o greșeală. Au fost înșelați. Și-au dat seama după 3 zile. Au mai putut să iasă din legământ? Niciodată. A încercat Saul să-i nimicească. Și a fost pedepsit tot poporul cu o foamete de 3 ani. Prezentată în 2 Samuel 21. De ce? N-au ținut cont de legământ. Dar fusese înșelați. Da, dar l-au semnat. Deci, odată intrat, sens unic. Dar nu numai atât. Nu vreau să înțelegeți din conceptul de legământ doar permanența familiei până la moarte, ci îndatoririle de a te oferi întru totul pentru partea cealaltă. Un legământ al dragostei. Doamne, ajută-ne! Știți ce au zis ucenicii când Domnul le-a spus cum stau lucrurile? Vă amintiți? Matei 19. Zice, dacă așa stau lucrurile, atunci nu-i de folos să se însoare omul. Deci ei au înțeles că e ceva foarte serios, care te obligă într-un mod total. Ei au gândit că singura soluție ar fi să nu intri. Avem libertate. Sau am avut. Mă refer la cei care ne-am căsătorit. În al doilea rând, vreau să enunț scopul lui Dumnezeu în familie. Și dacă aceste două lucruri ne sunt însușite astăzi, ideea de legământ și scopul lui Dumnezeu, am învățat ceva. Sau ne-am reașezat ideile în minte, că doar nu neapărat sunt noutăți. Vă aminteam că biserica și familia au același scop. Care este el? Împlinirea planului divin, ceea ce înseamnă asemănarea cu Dumnezeu, ceea ce presupune creșterea noastră fizică și spirituală, și misiunea. Creșteți, înmulțiți-vă și umpleți pământul. Este un scop natural al creșterii și procreierii și unul legat de biserică, al creșterii spirituale și misiunii, evangelizării. Noi suntem datori ca și familiști, despre noi vorbim, să împletim acest scop și el să fie realizat. Dumnezeu a spus Genesa 1 cu 28 într-un mod foarte clar, rostind o binecuvântare. Așa să privim această lucrare, scopul nostru, o binecuvântare. Creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul și supuneți-l și stăpâniți. Apoi, privind la alte referințe, trec în Noul Testament pentru a vedea că acest scop este prezentat în modul cel mai curat, complet în biserică. Apostolul Pavel n-a fost familist, dar el își declara scopul vieții sale în Coloseni, capitolul 1, versetele 28 și 29, referitor la creștere și misiune. Pe el, pe Domnul Hristos, îl propovăduim noi și sfătuim pe orice om și învățăm pe orice om în toată înțelepciunea ca să înfățișăm pe orice om desăvârșit, adică matur, în Hristos Iisus. Iată la ce lucrez eu și mă lupt după lucrarea puterii Lui care lucrează cu tărie în mine. Un scop foarte clar afirmat în biserică, dar eu vreau să vă dau mai multe referințe despre acest scop în familie. Citim din 1 Timotei, capitolul 2, de la versetul
15. Totuși femeia va fi mântuită prin naștere de fii, dar nașterea nu este un scop în sine. Nașterea și creșterea este scopul. Dacă stăruiesc în smerenie, în credință, în dragoste și în sfințenie. Și prin acest proces al stăruirii în lucrurile sfinte, al urmăririi lor, cum îi scrie Pavel tot lui Timotei, se atinge nivelul creșterii spirituale. Tot aici citim în capitolul 5, versetul 8, fie versetul acesta pentru bărbați, dacă celălalt a fost în prim plan pentru femei, dacă nu poartă cineva grijă de ai lui și mai ales de cei din casa lui, s-a lepădat de credință și este mai rău decât un necredincios. Ei, această purtare de grijă presupune împlinirea scopului divin. Pentru bărbat, desăvârșirea soției și mântuirea ei, și apoi pentru amândoi, creșterea copiilor și mântuirea lor. Iată ce citim și în 2 Timotei, capitolul 3, despre felul cum mântuirea se poate obține în familie. Se pare că Timotei a fost mântuit acasă. Deși numai unul dintre părinți, ajutat de cel din generația anterioară, a slujit. 2 Timotei 3 cu 14, tu să rămâi în lucrurile pe care le-ai învățat și de care este plin încredințat că știi de la cine le-ai învățat, din pruncie cunoști Sfintele Scripturi, care poți să-ți dea înțelepciunea care duce la mântuire prin credința în Hristos Iisus. Lui a fost provodită Evanghelia prin Apostolul Pavel, dar credința s-a sălășluit întâi în cei din familie, beneficiind de educație până atunci, de harul naștere din nou atunci, Timotei a fost un bărbat de valoare la vremea lui. Alte versete foarte clare sunt în Tit 2. Scopul. Citesc de la versetul 1. Tu nu să vorbești lucruri care se potrivesc cu învățătura sănătoasă. Spune că cei bătrâni trebuie să fie treji, vreme de cinste, cumpătați, sănătoși în credință, în dragoste, în răbdare. Cumva, cei ajunși la maturitate trebuie deci să fie cât mai desăvârșiți. Spune că femeile în vârstă trebuie să aibă o purtare cuvincioasă, să nu fie nici clevetitoare, nici de date la vin, să învețe pe alții ce este bine, deci atât câtă preocupare. Ca să învețe pe femeile mai tinere să-și iubească bărbații și copiii, să fie cumpătate, cu viață curată, să-și vadă treburile casei, să fie bune, supuse bărbaților lor, pentru ca să nu se vorbească de rău cuvântul lui Dumnezeu. Dacă astfel de discuții vor fi între noi și asta ne preocupă, viața spirituală va câștiga. Sfățuiește de asemenea pe tineri să fie cumpătați, dă-te pe tine însuți pildă în fapte bune în toate privințele, iar învățătură de dovadă de curăție, de vrednicie, de vorbire sănătoasă și fără cusur. Doamne, ajută-ne! Pe lângă acest scop care este etern, este scopul măreț, Dumnezeu, prin familie, are și un scop limitat la viața terestră. Pentru că Dumnezeu ne vrea încă de aici să fim fericiți și împliniți. Asta împletit cu durerile și suferințele nașterii și problemele creșterii copiilor și necazurile vieții de familie. Dar aici Dumnezeu, întrucât cei doi, soțul și soția, în prim plan, se aseamănă os din oase, carne din carne și urmăresc același scop, asta solicită ca familia să se unească, să fie un singur trup și cei doi să aibă cea mai intimă prietenie, care cred că se poate realiza la un nivel mai înalt decât ceea ce este în biserică. David și Ionatan au avut o relație, zice în 2 Samuel 1 cu 26, mai presus de dragostea femeiască. Cu alte cuvinte, aici este o concurență. Unii soți se pot ridica la un nivel de unitate foarte înalt, alteori doi frați, colegi de misiune, se pot ridica din punct de vedere spiritual la un nivel de unitate mai înalt. Dar viața de familie are specificul ei. Pe lângă unirea spirituală, ea se presupune unirea sufletească, emoțională,
În familie trebuie să se consume descărcarea emoțională și stresul să se anuleze. Asta prin intimitatea sufletească și cea fizică a relațiilor sexuale. Dumnezeu știe cum suntem noi concepuți și ne-a gândit în așa fel încât în această prietenie a familiei să implice procesul procreierii care ține de scopul etern. Dumnezeu ne dă bucurie în viața de familie, dar noi trebuie să vizăm bucuria eternă. Dumnezeu ne angajează să fim părinți, să naștem copii, să ne bucurăm de ei, dar noi să ne gândim la stadiul maturităților și la familia eternă, așa cum a gândit-o Dumnezeu. Familiștii care se rezumă numai la scopul limitat. Și astfel putem întâlni tineri care se căsătoresc că se iubesc, se plac, sunt frumoși, poate m-au și avere. Vor gusta înfrângeri în viitor și pe măsură ce ani trec, își vor da seama că viața nu are un mare sens. Viața poate fi înțeleasă doar prin scopul etern, însă nu trebuie să pierdem din vedere nici scopul imediat. Cine vrea să rămână doar cu scopul etern este indicat să nu se căsătorească. 1 Corinteni 7,35 va face lucrarea Dumnezeu, îi va sluji Domnului fără piedici. Însă dacă Dumnezeu ne-a dat harul să fim familiști, atunci haideți să îi cerem Domnului îndurare să ne bucurăm, să avem o viață de familie împlinită. Va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevasta și cei doi se vor face un singur trup, Geneza 2:24. Asta trebuie să se realizeze. În cartea Proverbele, apoi mai în detalii în Cântarea Cântărilor, sunt descrise discuții de apreciere, de încântare a celor doi soți. Și toate acestea izvorâte din legământul dragostei, pentru că se încheie cartea Cântarea Cântărilor printre ultimele versete cu dorința unui angajament. Citesc în capitolul 8, versetele 6 și 7. Pune-mă ca o pecete pe inima ta, ca o pecete pe brațul tău, căci dragostea este tare ca moartea și gelozia e neînduplecată la locuința morților. Jarul este un jar de foc, o flacără a Domnului. Apele cele mari nu pot să stingă dragostea și râurile n-ar putea să o înnece. De-ar da omul toate averile din casa lui pentru dragoste, tot n-ar avea decât dispreț. Dar trebuie să înțelegem responsabilitatea procreației. Asta este decizia lui Dumnezeu prin porunca din Cartea Genesa. Aș vrea să abordăm lecțiile acestea prin prisma provocărilor societății actuale. Cred că acesta este motivul pentru care acest studiu este binevenit acum. Existau și alte orientări spre alte subiecte de studiu, dar cred că viața de familie este primordială. În vremea noastră asistăm la dezintegrarea familiei. Astfel, oamenii trăiesc împreună sub diverse forme de asociere sexuală, dar fără un angajament al legământului căsătoriei. Apoi, și din cei ce se angajează și intră într-un legământ al căsătoriei, printr-un ofițer al stării civile și eventual vreun act religios, divorțează. Dacă îi luăm în calcul pe cei care trăiesc în concubinaj și pe cei divorțați, ei sunt majoritari în lumea dezvoltată, în Europa, în America. În aceste condiții, vă amintesc cele scrise în Proverbe, capitolul 2, ce șanse avem să scăpăm? Mă refer la generațiile care vin de acest pericol menționat în Scriptură. Scrie aici în 2 cu
10. Înțelepciunea va veni în inima ta, cunoștința va fi despătarea sufletului tău. Cu ce scop? Versetul 16. Ca să te scape de nevasta altuia, care părăsește pe bărbatul tinereții ei și uită legământul Dumnezeului ei. Iar între faptele firii pământești, cum știți, primele 4 pe listă sunt cele care țin de distrugerea vieții de familie. Curvia, prea curvia, necurăția, desfrânarea. Apoi, o altă provocare majoră a ultimilor 50 de ani sunt metodele contraceptive care se leagă strict de trăirea în concubinaj și divorț. Apoi, de dată mai recentă, sunt metodele date de medicina care a avansat. Fecundarea in vitro. Se pune problema moralității ei. Acest mod de concepere ar fi moral doar într-un singur caz, în care donatorul e soțul. Evident, și atunci se pune problema dacă este indicat și sănătos și în acord cu planul lui Dumnezeu pentru acea familie. Dar în cazul unei donații externe, aici este afectat fundamentul vieții de familie. De aceea spune Scriptura în Evrei 13:3, căsătoria să fie ținută cu toată cinstea. Asta nu ține de cinste, ce avem noi acum. Și oamenii întreabă, ce-i de făcut? Globalizarea, de exemplu, acest sistem de împrăștire a familiilor, firme multinaționale, azi ești într-o parte, mâine într-alta, bărbații lucrează la distanțe mari, femeile sunt în altă parte, sau femeia este și ea angajată în câmpul muncii. Știți că în Proverbe 7, femeia aceea care a atras în cursă pe un tânăr spunea, bărbatul e plecat și nu vine decât la lună nouă. Această stare de împrăștire a familiilor a ruinat mult. Am amintit doar câteva provocări care să ne determine să gândim la noi, la copiii noștri și la societatea în care trăim, cum putem să îi ajutăm. Închei afirmând că și căsătoria are avantaje specifice, dar și celibatul are avantaje. Să fim foarte onești cu cei care nu sunt căsătoriți. Spune Scriptura 1 Corinteni 7:7, fiecare are de la Dumnezeu darul lui, unul într-un fel, altul într-altul. Deci și căsătoria și celibatul sunt daruri ale lui Dumnezeu, cu mențiunea că cei mai mulți au darul să fie familiști. Și foarte, chiar foarte puțini au darul să fie nefamiliști. Domnul spunea, Matei 19:12, cine poate să primească lucrul acesta, să-l primească, însă asta ține de cei cărora le este dat. Și nu uitați, din punct de vedere biblic, familia are un legământ după modelul lui Dumnezeu și un scop gândit de Dumnezeu. Domnul așadar, care a gândit familia, să binecuvinteze toate familiile. Pentru ca nu cumva societatea în care trăim cu afecțiunile ei să influențeze viața familială a bisericii și astfel să ne pierdem mântuirea. Domnul să se îndure de noi toți. Amin.